Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală. Iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Hai să vedem așadar ce trebuie tu să știi. Care sunt mesajele? Văd că în momentul de față te afli într-o perioadă agitată, Văd aici gelozie, poate chiar concurență. Te simți puțin amenințat, nu te simți bine. Poate să fie o perioadă în care tu ești prins în mai multe activități, ai mai multe lucruri de făcut, dar uh, poate chiar discutăm și despre un moment special pentru tine, în care ai de ales între mai multe persoane. Uh, sfatul aici este să iei totul ca pe o joacă, să încerci să-ți cauți aliați în povestea asta, să încerci să accepti ajutorul celorlalți sau chiar să încerci să faci ca acele persoane să se întoarcă uh, spre tine, să te ajute. Aici văd clar. Uh, simt aici că ești o persoană puțin. Uh, Încăpățânată, adică știi foarte bine ce vrei, ești foarte sigură pe ceea ce tu cunoști. Mm, și mai văd aici faptul că este o pasiune pe care tu o ai în legătură cu un domeniu. Da? O legătură cu un leu văd aici. Mai avem energie de pământ, deci este clar uh, o pasiune pe care tu o ai față de o persoană față de o situație. Și această pasiune. Te împinge de la spate să studiezi, te împinge de la spate să analizezi lucrurile. Dacă e vorba de o relație, văd că nu ai de gând să renunți, da uite, steau aici vorbește despre o legătură cu un vărsător, dar și despre o relație. Pe un termen mai lung. O dorință foarte mare pe care tu o ai, dar văd și faptul că în viitorul apropiat apare pentru tine acea lumină de la capătul tunelului care îți clarifică situația. Ți se arată semne. Vei fi ghidat în următoarea perioadă. Aici mai văd și o legătură cu zona tehnologiei sau poate chiar o legătură cu străinătatea. Uite, înveți ceva, studiezi ceva, treci printr-o perioadă destul de intensă. Uh, va fi nevoie să iei atitudine de unul singur într-o anumită situație. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia gemeni, o decizie importantă pe care tu o ai de luat în următoarea perioadă, și văd aici un eveniment neașteptat care se întâmplă legat de o casă, sau un eveniment neașteptat legat de o sumă mare de bani. Uh, poate să fie și ceva legat de o stabilitate materială. O veste pe care o primești, sau ceva neașteptat care se întâmplă aici pentru tine. Urmează o perioadă foarte intensă pentru tine, foarte, foarte intensă. Văd aici un sfârșit, văd aici faptul că ceva se închide, va urma un eveniment asupra căruia tu nu poți să intervii. Este un eveniment care presupune să te concentrezi mai mult pe plăcerile tale, pe sănătatea ta și poate să fie un moment de trezire la realitate. Aici, dacă ești într o relație, vezi că lucrurile vor fi bune între voi, se mai clarifică, dar într un viitor așa puțin mai îndepărtat, aici se vor lua niște decizii destul de mari în legătură cu relația voastră. Ia, uite, lumea, lumea o legătură cu zodii fixe. Taur, Leu, Scorpion, Vărsător urmează o perioadă în relația ta, în viața ta, extrem de intensă, extrem, extrem de intensă, profundă, știi foarte bine ce vrei, știi foarte bine cum anume să acționezi, lumea aici vine cu un sfârșit de ciclu, vine cu o bucurie, cu un succes foarte mare pe care tu ți-l dorești de mult timp. Dacă este vorba despre o relație, văd faptul că această relație poate să dureze foarte mulți ani. Adică poate să fie ceva stabil aici pentru cei mai mulți dintre voi. Lumea vine cu o eliberare, vine cu o închidere. Dar și un succes foarte mare, poate din punct de vedere profesional, da? O legătură văd în momentul de față cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești. Dacă tu ești o persoană sensibilă sau dacă ai marcaj pe astrogramă din aceste zodii, văd că ești într-o perioadă agitată. Alții aveți o perioadă în care sunteți mult mai sensibil decât de obicei, și de aici uh, sunteți puțin agitați. Pot fi probleme aici în familie sau. În cadrul rudelor, în cadrul persoanelor de sânge. Da? Dar văd faptul că se ia și o decizie importantă aici. Cineva a așteptat mult timp, uite, o legătură cu un scorpion. Cineva a așteptat mult timp, dar acum uh, ceva se transformă, ceva se închide. Ori tu treci prin această perioadă de transformare, ori acest triunghi amoros în sfârșit se liniștește. Poate să apară o noutate plăcută legată de muncă sau o activitate comună pe care tu o faci aici împreună cu o persoană dragă ție. Primești o veste bună legată de bani, văd aici. Pentru cei singuri, poate să apară cineva în viitorul apropiat, poate să fie un coleg de la muncă, cineva care lucrează pe domeniul tehnologiei sau poate să fie chiar o persoană care este mai modernă din fire, o persoană mai nonconformistă, văd aici. Da? tu aici primești niște bani sau se întâmplă ceva care îți oferă foarte multă putere, foarte mult curaj. În viitorul apropiat, uite, văd o legătură cu un leu, dar și o decizie importantă pe care cineva o are de luat. O bucurie foarte mare văd aici, legat de o pasiune pe care tu o ai. Văd o stabilitate foarte mare financiară, deci niște bani pe care îi primești, o avansare. E ceva matur aici, e ceva stabil. Însă văd că dacă discutăm de muncă și de bani, da, lucrurile sunt extrem de pozitive, însă va fi cu multă muncă și cu multe sacrificii. O legătură cu zodia fecioară sau cu zodia pești. Atenție puțin pe sănătate. Pe sănătate, uh, unii puteți avea o legătură aici cu o persoană dintr-o zodie de pământ, taur, fecioară, capricorn, deci această decizie care se ia uh, pentru sufletul tău sau pentru această relație. Nu no, uite. Pentru unii este vorba despre o problemă de sănătate, o problemă financiară sau chiar o problemă de singurătate și toată povestea asta îți schimbă ție viața. Da? Îți va schimba viața și te va pune pe drumul tău. Uh, o perioadă de noi începuturi pentru tine. 10 de bite vorbește despre o perioadă aglomerată care poate să apară. Uh, Poate chiar discutăm despre o nouă casă, un nou loc de muncă, o nouă persoană care poate să apară, un nou proiect, dar e ceva la care tu trebuie să lucrezi foarte, foarte mult. O legătură văd aici, în viitorul mai îndepărtat, cu o persoană dintr-o zodie de aer, gemeni, balanță vârsător. Cu această persoană tu vei fi pe un termen lung și foarte lung, dar poate să fie și o persoană cu uniformă sau poate să fie și o persoană care face foarte bine niște strategii, cineva care are o viață foarte ordonată, foarte sigură. Deci, această relație, deci dacă ești împreună cu cineva, vezi că această relație va dura foarte mult. Vor fi momente în care vă veți întâlni, vă veți simți bine împreună, văd multă pasiune, multă atracție și relația chiar poate să dureze aici, pe un termen lung și foarte lung, dar sunt multe cărți de destin. Multe cărți de destin. Aici se poate închide ceva legat de o rivală. Uite. Vreau să. Clarificăm puțin ce este cu acest 5 de monede, despre ce este vorba. Wow, uite, este vorba despre o renunțare, despre un abandon. Uh, poate este ceva legat de zona sănătății, poate lucrezi în domeniul acesta, da? Dar uite, vine la pachet toată povestea și cu un nou început, un nou proiect, uh, care, da, poate să țină de uh, spiritualitate, de sănătate. Poate să țină de ceva important pentru tine. Hai să vedem ce se închide, despre ce este vorba. Se închide o perioadă de tristețe. Se închide o perioadă pentru cineva, ori pentru tine, ori pentru această persoană. Și văd o organizare mult mai bună. Tu aici vei avea o protecție foarte, foarte mare, foarte mare această, în legătură cu această schimbare. Și uite, este un nou început financiar foarte stabil, foarte bun sau un nou început în dragoste extrem de pozitiv, da? cu dragoste, cu tot ce vrei tu. Pentru unii poate să fie vorba despre un proiect pe care îl aveți în comun sau despre uh, un copil da? care poate să apară. Bun. Hai să vedem și un mesaj din partea Arhanghelului Gabriel. Ce trebuie tu să știi? Vulnerabilitate. Ți se spune să-ți asculți cele sentimente pentru că ele conțin inspirație. Și ți se spune ca mai apoi să te rogi pentru puterea ta de a te concentra pe prioritățile tale. Indiferent de ceea ce se întâmplă, acesta este un mesaj puternic pentru tine și uite, uh, o parte din viața, din scopul vieții tale este să predai, să ghidezi și să ajuți persoanele tinere. Deci, nu știu, spre asta e vorba creează, manifestă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag și nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu mare drag și la o altă citire dacă tu vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.